Mulțumesc frumos pentru onoarea de a mă asculta la o oră destul de înaintată, după antevorbitori atât de captivanți. Voi începe cu remarca pe care a făcut-o un cercetător care a trecut de mișcarea lui Haster și urmând în cercetarea sa și datele de comemorare a Sfinților Părinții Sihaști, a făcut această observație foarte pertinentă, că providența dumnezeiască divină a așezat chiar în calendar acest mănunchi de trăitori într-o comuniune și dincolo de această viață. Dacă analizăm luna noiembrie în calendarul creștin, nu putem să nu observăm această succesiune frapantă de culme ale Ortodoxiei, începând în special în nucleul lunii, în miezul ei, cu data de 14 noiembrie, când este sărbătorit cel care a sistematizat învățătura despre Isihas, Sfântul Grigorie Palama, ierarhul Tesalonicului. Mai târziu, pe 15 noiembrie, avem pomenirea Sfântului Paisie de la Neamț sau Vericikovski. De asemenea, o personalitate care a revigorat și a produs o renaștere a Isihasului în Ortodoxia răsăriteană, în special. Și nu putem să nu amintim și următoarele două zile cu o semnificație la fel de importantă, pe 16 noiembrie, data de naștere a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, traducătorul monumentalei colecții de volume filocalice, pe care am îmbogățit-o cu alte două volume cu un conținut descrieri asupra Isihasmului. Iar pe 17 noiembrie avem pomenirea pe care o comemorăm astăzi a Părintelui Daniel Sandu Tudor, eroschimonahul martir de la Iud, de la care trece la cele veșnice pe data de 17 noiembrie. Astăzi se împlinesc 60 de ani. Ați crede că s-a încheiat acest fluviu de sărbători, dar urmează încă unul care culminează sau rămâne reper pentru toți ceilalți trăitori ai rugăciunii și ai Isihasmului și cred că v-ați dat seama la acest model de rugător, de Isihas, trimite o lucrare a Sfântului Grigorie Palama, Maica Domnului, sărbătoarea intrării în biserică sau aducerii la templu a Maicii Domnului pe 21 noiembrie, Maica Domnului sub a cărei ocrotire s-au așezat și cei care au vibrat la o intensitate sau pe aceeași frecvență cu Părintele Daniel Sandu Tudor în ajungul la prinț, Maica Domnului fiind cea care rămâne model peste și susținătoare a tuturor care practică rugăciunea inimii, care nu este o rugăciune dificil de rostit, de practicat, pentru că nu ne împiedică, cum spunea un părinte contemporan, Marcu Toma, de la nicio altă activitate. Și este atât de puternică rostirea ei, pentru că conține numele de care se tem abisul iadului și toate puterile întunericului al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Legat de aceasta, în discursul meu, intenționam să prezint și profilul biografic al Părintelui Dumitru Stăniloae, născut pe data de 16 noiembrie, însă cred că este suficient să fac o simplă
observație, pentru că personalitatea sa este atât de vastă și greu de cuprins într-o sinteză. Părintele Dumitru Stăniloae, de fiecare dată când începea să scrie și să studieze, își rezerva orele dimineții, după cum mi-a mărturisit domnul profesor Anghelescu, următorul meu de doctorat, pentru studiu, pentru traducere din Sfinții Părinți. Primul pas pe care îl făcea era să închine o rugăciune către Fecioara Maria, Maica Domnului. Să rostim și noi cu acordul părinte vicar o rugăciune către Maica Domnului, protectoarea rugului aprins și modelul de isihas pentru noi.